Bine v-am găsit la această lansare a editurii Humanitas. Este vorba despre o nouă apariție din această serie vintage a noastră. Am spus noi cea mai semnificativă mărturie memorialistică din timpul din primul război mondial din Bucureștiul sub ocupație. Materia acestor volume s-a petrecut acum 100 de ani. Din 1916 până la sfârșitul anului 1918, Vasile Teodor Cancicov ține jurnal. În fiecare zi scrie ceea ce vede și ceea ce am. Vă vor spune mai multe despre carte invitații noștri, distinși noștri invitați pe care îi va prezenta doamna Alina Pavelescu, director adjunct al Arhivelor Naționale. Ediția ei se datorează istoricului Daniel Cai, care ne-a propus-o acum un an și jumătate. Acum o jumătate de an, în toamna trecută, am publicat primul volum și în această vară volumul al doilea. Este vorba despre o selecție despre care domnul Cain vă va vorbi mai mult. O selecție masivă din două volume și mai masive. Este vorba de două volume în format mare, de 600 și ceva și 700 și ceva, de 1400 de pagini. Iar cartea este cu totul fascinantă. Este din aceste notații zilnice se încheagă până la urmă și o piesă literară și aș vrea pe parcursul discuției să vă conving de acest lucru citindu-vă 3-4 scurte pasaje. Din aceste cărți putem vedea războiul și ocupația Bucureștilor, așa cum a fost văzut și așa cum au fost văzute și trăite de un om oarecare prins în acele evenimente. Noi, sigur, de la școală și din percepția generală, știm despre primul război mondial, că România intră în august 16 în război. Românii sunt nevoiți să se retragă în Moldova, pică frontul rusesc și până la urmă se face Marea Unire printr-o șansă istorică de nesperat. În această carte este vorba despre cu totul altceva. În niciun moment veți vedea oamenii care cresc evenimentele nu știu, evident, ce are să se întâmple, nu au o imagine generală a desfășurării lucrurilor, așa cum avem noi peste, după 100 de ani, iată. Iar lucrurile care sunt pentru ei importante și care sunt de viață și de moarte, sunt cu totul altele decât cele despre care știm noi astăzi. Doamna Pavelescu. Bună seara! Și le mulțumesc și eu celor de la editura Humanitas, fiindcă mi-au propus să mediez întâlnirea din această seară alături de iluștri invitați, domnul Daniel Cain, editorul cărții, și cunoscuții, foarte cunoscuți istorici, George Tafiliti și Mihai Struza. Anul acesta și începând din 2014, de fapt, dar în România, mai ales în 2016, fiindcă noi avem așa o percepție specială asupra începutului războiului, cumva nesolidară cu restul Europei, după cum știți, se împătărim centenarul primului război mondial și asta a însemnat o avalanșă de evenimente editoriale, site-uri, bloguri, inițiative interactive, virtuale sau reale, care comemorează acest război, anumite pierdut cumva în memoria
românilor de amintirea mult mai recentă și mult mai tragică a celui de-al doilea. Bine, în această avalanșă de comemorări, trebuie să vă spun că pentru mine acest jurnal al lui Mircea Cancicov, atât de amplu și pe care mă mărturisesc că nu știam înainte de a publica, Vasile Cancicov, iertați-mă, urma să vorbesc și despre fratele lui Mircea, mărturisesc că nu știam înainte de a fi publicat de Humanitas, a fost, cred, cel mai plăcut eveniment și o să mă întrebați, dar de ce? E bine, cred că pentru istoric și pentru omul obișnuit care încearcă să înțeleagă istoria, este mult, mult mai rotnic să intre în momentele mai puțin glorioase. Pentru că momentele glorioase de obicei se trăiesc la fel și produc o psihologie stereotipă. Dar acelea dramatice, acelea în care finalul nu-l cunoști dinainte și nu știi exact ce se va întâmpla cu tine, pun cumva într-un fel de malaxor, pun la încercare toate forțele psihicului omenesc. Iar Vasile T. Cancicov nu este un erou. Asta este o altă calitate a cărții, iarăși în mod paradoxal. A spune chiar că este un anti-erou dacă îl citești, pentru că, mă rog, el este un avocat oarecare dintr-o familie modestă din Bacău, are ceva succese în Barou, are ceva carieră politică în Partidul Conservator și apoi în Partidul Conservator Democrat, ridiculizat anumită în presa vremii. Dincolo de asta, însă, el nu-și propune, sigur, are și ceva activitate patriotică, așa cum orice intelectual român activează puțin în Liga pentru Unitatea Culturală a Românilor, dar acolo era un fel de melting pot al tuturor intelectualilor români ai vremii. Dar dincolo de asta, el nu-și propune niciodată să se eroizeze cumva, să devină un martir. El își asumă normalitatea condiției lui, se voicărește, se teme, e angoasat, se teme pentru el, pentru familia lui, pentru averea lui, pentru ziua de mâine. Consideră că acea perioadă de detenție pe care o petrece și apoi de domiciliu forțat pe care îi impun germanii în virtutea fostei lui activități politice este o mare catastrofă, cea mai mare care se putea întâmpla cuiva. Sigur că noi acum, având litratele și experiența nefericită a fratelui lui Mezic, Mircea Cancicov, pe care l-am evocat deja fără să vreau și care bietul de el a sfârșit în închisorile comuniste în anii 50, am putea cumva să înțelegem de ce memoria acelui moment dramatic, care a fost primul război mondial și ocupația germană asupra trei sferturi din teritoriul României de atunci, s-a estompat cumva mintea noastră eclipsată de mult mai marea dramă pe care a adus-o sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Și mai ceva care m-a plăcut la Mircea Cancicov și la acest jurnal al lui. Omul nu se minte pe sine. În normalitatea lui, el nu devine liric, nu cântă la sfârșitul războiului imensa victorie care a însemnat România Mare. El rămâne foarte realist și lucid. Și chiar spune undeva, probabil domnul Gârba o să ne dea citatul exact, sau poate nu, în orice caz încerc să-l reproduc eu așa cum mi-l amintesc, spune, este un mare noroc ceea ce mi se întâmplă, pe care nu știu dacă îl merităm și mă îndoiesc foarte tare că politicienii noștri vor ști să-l merite de acum încolo. Mircea Cancicov nu are nici pe departe ironia tăioasă pe care o are Bacalbașa, nu are nici grația, stilul pe care le are Nadejdi Bey sau Eliza Bretianu. Bineînțeles că nu ne prezintă nici perspectiva aceea eroică a reginei Maria și nici n-am luat cum, dar tocmai fiindcă este pur și simplu un om obișnuit care trece printr-o gorgotă personală și națională și consemnează acest moment la modul cel mai onest, eu zic că această carte e și merită văzută ca un eveniment editorial cât se poate de instructiv, probabil mult mai instructiv decât multe articole glorifiante pe care le citim zilele acestea mai peste tot. Eu cu asta cumva mi-am
încheiat introducerea de moderator și v-aș propune să începem prin a da cuvântul domnului Daniel Cain în calitate de editor al acestei cărți, care, ca să vă spună mai multe detalii din bucătăria editorială decât am putut eu să deduc. Mulțumesc în primul rând pentru prezență, mulțumesc la fel de mult editurii de Humanitas pentru implicarea în acest proiect editorial pe care l-am crezut destul de greu de pus în practică, în primul rând din cauza volumului său, deci vorbim de 1400 de pagini, este un efort impresionant și este un efort impresionant pentru orice editor, nu bine, îmi permiteți, vă rog, jurnalul acesta reprezintă cam jumătate din ediția din 1921. Doamna Finiti, fără să știm, nu știu, îl va reedita în întregime, în totalitate. Vă spun că am preferat această ediție prescurtată tocmai din dorința de a ușura lectura cititorului neavizat. Cantipov este pe perioada în care își notează aceste impresii zilnice. Vasile Cancipov este extrem de atent față de orice zvon, informație, există foarte multe trimiteri la operațiunile de pe toate fronturile, pentru simplu motiv că, ca să spun așa, victoria României în primul război mondial era indiscutabil legată de cea a aliaților săi și este foarte atent la orice se întâmplă pe orice front din Europa. Din acest punct de vedere, pentru cititorul neavizat este destul de dificil, haide să spunem așa, ca să citească jurnalul de la cap la coadă. În schimb, de ce l-am ales pe Vasile Cancipov? Dincolo de, haide să-i spunem, o explicație care ține de, cum să-i spun, mic provincialist, respectiv de simpatia pentru un concitadin. Nu se poate scrie o istorie a Bucureștilor sub ocupație fără o trimitere la Vasile Cancipov. Este indiscutabil. Avem un volum publicat, cred că 93, de domnul Țonăr și de răposata Beatrice Marinescu despre București sub ocupație. În schimb, și mă folosesc de acest prilej pentru a repune în discuție ce înseamnă, de fapt, primul război mondial pentru România 100 de ani mai târziu. Nu avem o astfel de lucrare despre ea și din perioada 1916-1918, ceea ce este absolut, nu șocant, dar de neexplicat. Când vorbim de primul război mondial, impresia generală este de treceți batalioane române Carpați, Mărăși, Mărășești, Oituz, Alba Iulia și mai nou Tezaurul de la Moscova. Și cam atât. Nu mă vorbesc la nivelul percepției generale. Există un fel de, haide să-i spunem, conformism cu care a fost abordat acest subiect în istoriografia românească. Este o istorie, o abordare, haide să-i spunem, în special, cel puțin până în 1989, în special pe ceea ce înseamnă istorie oficială și care respectă canonele epocii și ale regimului. După 1990, din fericire, au putut să fie recuperat o parte din memorialistica epocii și repusă în circulație, ceea ce este extrem de important, dar avem o foarte mare problemă. Avem o problemă legată, în primul rând, de accesul la ceea ce înseamnă arhive. Mă folosesc acum și de prezența dumneavoastră. Vorbim de faptul că arhivele statului român au suferit două mari, cum să-i spun, evenimente neplăcute. În 1917, arhivele principalelor instituții din România sunt trimise. Întâi sunt evacuate de la București la Iași și după aceea sunt evacuate la Moscova, la Petersburg, Petrograd. Și recuperate după aceea, în 1934 sau 35, nu mai țin minte, în momentul în care sunt în 34, așa, în vara lui 34, vorbim de undeva, ca să vă faceți o idee, în jur de 150 de tone de documente care au fost aduse de la Moscova. Ele pur și simplu au fost preluate în ideea în care să le luăm cât mai repede până nu se răspândesc sovietice. Și în momentul în care ele au ajuns în țară și au fost inventariate, s-a constatat că lăzile depozitate la Kremlin, în acele lăzi, bineînțeles,
s-a scotocit, documentele mai importante au fost confiscate de, hai să spunem, autoritățile sovietice. Și mai există un al doilea incident la fel de neplăcut. Este așa numita arhiva trofeelor de război, respectiv faptul că sovieticii, după cel de-al doilea război mondial, au găsit de cuvință, bineînțeles, iarăși să preiau o mare parte din fonduri. Și așa se ajunge la situația că noi, în momentul de față, fondul Poliției Capitale în perioada 1916-1918 nu există. El figurează ca fiind luat de către sovietici, figurează ca fiind ajuns la arhivele de la Chișinău și în 1960 figurează că a fost predat statului român. Ele nu știu. Există o posibilă explicație. Ziceam că există o posibilă explicație și s-ar putea ca el să fie rătăcit în fondul general numit Comitetul Central al Partidului Comunist Român, mai ales, mai precis, în Arhiva Istorică. Pentru că atunci când a fost predat o parte din ceea ce sovieticii confiscaseră la începutul anilor 50 și au predat parțial în anii 60, la sfârșitul anilor 50, începutul anilor 60, o parte dintre aceste documente au putut fi reintegrate în fondurile lor de origine, adică la instituțiile care le creaseră la momentul respectiv. O altă parte destul de importantă au ajuns în Arhiva Comitetului Central al PCR la momentul respectiv, ca arhivă istorică, pentru că, de fapt, exista, să-i spunem așa, o discrepanță de logică în constituirea arhivelor în România Democratică, pe care arhivele naționale au moștenit-o și după 1944, și în Rusia Sovietică. Rușii aveau această idee care, de fapt, manipula intens arhiva dintr-un punct de vedere propagandistic, de a constitui documentele nu pe instituții creatoare, ci pe subiecte. Iar în Arhiva Istorică a Partidului Comunist Român, așa cum există inclusiv acum la Arhivele Naționale, exact asta veți vedea. Veți vedea subiecte practic inventate din documente disparate, cum sunt, de exemplu, diversele organizații antifasciste, care unele dintre ele nu au existat niciodată decât în capul conspiratorilor, și care au fonduri de arhivă compuse din astfel de documente, rezultate din arhivele poliției, din arhivele jandarmeriei, etc. Deci este o pistă. Pe de altă parte, din câte știu și doamna Filiti mă poate confirma, unii istorici au reușit să descopere mici bucăți de jurnale valoroase ale unor personaje care s-au retras la Iași și eu l-am invocat deja aici pe Eliza Brătianu și pe Nadeștiu Bey. Eliza Brătianu și Nadeștiu Bey au fost publicate recent de Ana Marinache și Nadeștiu Bey are un jurnal care se află în original chiar aici la București și care a fost descoperit de Oana Marinache, din fericire, în marele fond al familiei Știpei. Și există și niște scrisori de pe front trimise la Iași familiilor, care au fost și ele publicate la Iași, unele dintre ele chiar de o colegă noastră de la Arhivă, numită Bianca Mărmureanu. Există, deci, o mică arhivă de acest gen. Îmi cer scuze că v-am întrerupt cu aceste precizări, dar era și un mod de a invita pe oameni să caute inclusiv în arhivele Partidului Comunist la București și inclusiv documente despre Primul Război Mondial. Dincolo de nu neapărat de precaritatea, ci mai ales de dificultatea accesării acestor fonduri arhivistice, există haideți să spunem și o altă mică problemă. Cea legată de abordarea unor subiecte care sunt considerate, sau au fost considerate până acum, nu neapărat sensibile, dar ca o mult mai mică relevanță decât, haideți să spunem, abordarea oficială, cea strict militară. Și mă refer aici, și invoc acest argument în favoarea volumului despre care discutăm în momentul de față, situația populației civile. Discutăm, e un lucru despre care se știu foarte puține lucruri. Modul în care guvernul român s-a comportat față de proprii săi cetățeni de altă etnie în perioada începând cu septembrie 1916. Vorbim
invocă, Vasile Cancicov invocă faptul că regimul represiv la care este supus de către autoritățile germane este o monedă de fapt pentru modul în care autoritățile române s-au comportat în privința etnicilor germani, austro-ungari, turci și așa mai departe. Deci vorbim de faimosul... Nu e lagă. Da, da, exact. De la Ialomița, după aceea au fost mutați, zeci de mii de persoane au fost mutate în nordul Moldovei, în perioada 1916-1917. Deci sunt subiecte extrem de ofertate dintr-un anumit punct de vedere. Și vă explic că, haide să facem trimitere la autorul nostru, da? Vasile Cancicov. Numele, așa cum, după cum sună, este un nume bulgăresc. Bunicii săi se ocupau undeva pe la, hai să spunem, începutul secolului al XIX-lea cu grădinăritul pe Valea Siretului în apropiere de Bacău. El este un exemplu, dacă vreți, pentru alogenii care au fost nu neapărat asimilați, dar au devenit cetățeni ai acestei țări și au pierdut, în fine, el în perioada în care era deputat și fiind unul dintre apropiații lui Tache Ionescu, un personaj extrem de discutat în perioadă, bineînțeles că el va ajunge la un moment dat să fie ținta unor ironii, inclusiv unor ironii legate de terminat de sonoritatea numelui său. Dar dacă ne raportăm la un subiect, iarăși, care este extrem de puțin cunoscut, modul în care cei care locuiau în regatul României și erau persoane care locuiau de mai bine de două, mai spun, două, trei treimi din viața lor, ne reușim să obțină cetățenia română din cauza, cum să spun, dificultăților legislative. Am găsit în arhive din primele zile ale declanșării după declarația de război a României, au fost ridicați pur și simplu oameni fără niciun fel de, cum să-i spun, strict pe criterii, pe criterii etnice. Și s-au ajuns la situații absolut penibile, că nu găsesc alt cuvânt, în care vă dau exemplu unui domn care avea 82 de ani, care locuia de 60 de ani în România și care a fost arestat ca suspect. Explică foarte mult despre acest exemplu, explică foarte mult despre mentalitatea acelor vremuri. Și dacă veți avea răbdarea de a citi însemnările lui Cancicov, veți descoperi că lumea pe care el o dezvăluie nu diferă, ăsta e paradoxul, nu diferă foarte mult de ceea ce vedem astăzi în jurul nostru. Moravurile oamenilor politici de atunci nu diferă foarte mult de moralul oamenilor politici din ziua de astăzi. Cancicov are, ați menționat la un moment dat, faptul că el nu este un erou, în fine, este un personaj ipocondru, prăpostios, dar are o foarte mare calitate. Jurnalul acesta este redactat de cineva care este conștient de caracterul istoric al însemnărilor sale, al observațiilor sale. Este un fost deputat, este un om implicat în politică, un om care are anumite conexiuni și poate judeca într-o anumită. Pe de altă parte, este, deși dincolo de simpatiile lui politice, care sunt indiscutabile, respectiv, este un adept al lui Tache Ionescu, este un critic al lui Ionel Brătianu, ceea ce nu îl împiedică, de exemplu, să-și ceară ajutorul lui Marghiloman, ca să spun așa, un adversar politic al idolului său politic, dar are capacitatea în același timp de a privi lucrurile de la firul ierbii, ca un om aflat, cum să spun, ca o persoană debarasată de acest bagaj politic. Observațiile lui sunt observațiile, în primul rând, a unui cap de familie. A unui persoane care este îngrijorată de perspectiva zilei de mâine, de faptul că nu are posibilitatea de a lucra, de faptul că nu are posibilitatea să asigure încălzirea apartamentului său, că nu are posibilitatea de a obține hrană pentru membrii familiei sale,
Și de această nesiguranță a zilei de mâine, ăsta este și motivul pentru care refuză să plece, să plece la Iași împreună cu autoritățile și restul populației și preferă să rămână aici sperând că de bine de rău va găsi o soluție și va reuși să supraviețuiască. Modul în care a reușit să supraviețuiască, vă las această... Și fiindcă am invocat paraburile politicienilor, nu știu, urmează să citim un text, după care o să-i pasă microfonul doamnei Filiti, fiindcă doamnele își rezervă și el un mic privilegiu aici, foarte mic. Da, aș vrea să susțin ce spunea domnul Cain în legătură cu moravurile, care au rămas la fel, moravurile mizerabile, și apoi să vă introduc un pic în atmosfera de atunci. Suntem în noiembrie 1916, ca toate fronturile, și este, lumea este cuprinsă de panică, administrația, armata se retrag spre Moldova și un bucureștean, Canciucov, vede următorul lucru, zice: exodurile celor care pleacă continuă și azi la capătul șoselei Chiselev. Foarte mulți cercetași și copii din licee pleacă și azi. Ce crimă! Pe când vagoanele ce ar putea fi libere care întregul mobilier a celor puternici, sute de copii sunt porniți pe jos, expuși gerului, bolilor, oboselei, nemâncării și bombelor aeroplanelor inamice. Și o notație din ziua anterioară. Acum, trebuie să ne, să încercăm să ne închipuim Bucureștiul așa cum îl vedem acum, zilele astea, cum îl știm, viața noastră cotidiană și cum se pot schimba, e greu de imaginat, dar asta se întâmplă, se pot schimba lucrurile în câteva zile. Și vezi următoarea scenă. Zice: când m-am reîntors acasă, am găsit o lume imensă în Piața Victoriei, la capul podului Căi Victoriei. Aici se formează grupe de 100 sau 200 de indivizi, țărani și târgoveți, oameni în etate, dar capabili de a purta o armă și care, încadrați de câte un gradat, sunt porniți pe șosea spre Ploiești cu destinația Moldova. Toată ziua, pe jos, toată ziua au plecat asemenea grupuri. Pe șoseaua Bonaparte, trecându-i spre obor, resturi de oștire, oameni în uniforme uzate, artileriști cu puști sistem Peabody, adică pușile din război de independență, căruțe cu alimente, fân, lăs cu conserve, munițiuni, camioane cu pâine, butoaie cu apă, etc. Mai trei se formează în grupe tineri și copii între 14 și 18 ani, neîmbrăcați de iarnă, cu câte un seculeț de pânză albă pe gât, seculeț în care avem două pâini, o sticlă de apă și câteva cepe. Multe chipiuri și uniforme de elevi de licee între acești tineri și mulți cercetași. Sunt sortiți să meargă în Moldova și cântă în inconștiența lor cântece războinice, în bocetele părinților ce au acompaniat până la capătul șoselei. E o cumplită jale în cei ce rămân. Doamna. Putem să considerăm... Sper că merge povestea asta. Putem considera volumul acesta ca un eveniment, pentru că există în istoriografia mondială un capitol foarte valoros, foarte expresiv și din care nu numai specialiștii, dar mai ales iubitorii de istorie, marele public, se poate perfect informa, și anume viața cotidiană. Viața cotidiană în Egiptul faraonilor din a 13-a dinastie. Viața cotidiană în Franța în vremea lui Ludovic al XIV-lea. Ei bine, despre primul război mondial, sigur s-a scris și lucrarea fundamentală rămâne cea a lui Chirițescu. Da? Este o relatare destul de seacă, destul de legată efectiv de mișcarea militară. Ori aici este vorba de viață cotidiană. Nu știu de ce sunt eu mai binevoitoare față de el decât domniile voastre, dar mie nu mi se pare nici ipocondru, nici nebun. Dar puneți-vă puțin în situația lui. Omul ăsta este bolnav, are un TBC care îi ține o rană deschisă pe toată durata războiului.
începe să-i lipsească lucrurile esențiale. Constată toată disparitatea, toată nedreptatea care domnește în viața Bucureștiului, n-are motive de încântare. Și chiar când are câteva ore de încântare în speță, mănâncă foarte prost și el și acasă, spun el și acasă pentru că își petrece răstimpul războiului, mai ales în spital sau într-o pușcărie, într-un hotel. Dar la un moment dat scapă la restaurantul lui Iordache din Covaci și atunci mănâncă icre negre. Cum? Păi ăsta este paradoxul României. Fiindcă totdeauna, în toate împrejurările, am răbdat de foame, am făcut pușcărie, dar au existat magazine speciale, au existat restaurante numai pentru aleși. Și pentru această frescă unică, pe 2 ani de zile a Bucureștiului, trebuie să-i fim recunoscători peste timp acestui Vasile Cancicov. Și cred că mai e ceva, ceea ce se desprinde și domnul Sturza cred că mă va susține. Noi suntem un popor extraordinar, ne ambalăm la tot felul de cauze, dar nu rezistăm multă vreme. Ne plictisim, ne pierdem interesul și puțin ne pasă. Ori el are această răbdare care merită să fie lăudată și pentru care trebuie să-i fim recunoscători. Noi, de fapt, cunoaștem ce s-a întâmplat în București în primul război mondial, de la felul cum mâncau oamenii până la felul cum erau tratați de autoritățile germane, datorită acestor notații zi de zi, zi de zi. De ce? Pentru că sunt fragmente de jurnale, sunt scrisori, sunt informații aici și acolo, dar o informație făcută cu atâta răbdare, aici, domnule Cain, fără să vă critic, dați-mi voie să fiu rezervat, pentru că eu, deși sunt editor bătrân, n-aș fi avut curajul, și vă felicit pentru treaba asta, dar vă mărturisesc cu umiliță, n-aș fi avut curajul să tai. Eu nu-mi dau seama ce este important și ce nu este important în notația unei zile. De pildă, azi dimineață, prezentând acest volum la radio, redactorița mă întreabă care e lucru care v-a impresionat. Și cred că nici dumneavoastră nu l-ați tăiat din text. Pe mine m-a impresionat sugestia lui Alexandru Ciurcu. E o foamete îngrozitoare la București. Și asta are o soluție. Din laptele femeilor să se facă brânză și unde. E fără comentariu, nu? Sigur, asta te poate impresiona. Dar în același timp, te poate impresiona și scâiala sergenților care descoperă că ai lăsat un centimetru de la fereastră, n-ai camuflat-o bine. Și țepelinurile pot să vadă lumina și să bombardeze și mai știu eu ce. Este și reversul. Ce fel de antiaerian avem noi când se trag sute, mii, zeci de mii de obuze și nu nimeresc țepelinul? Nu știu cum ați făcut selecția, oricum vă felicit, nu știu cum voi face. În sfârșit, asta este bucătărie. Una peste alta, să știți că este o frescă pe care noi nu o mai avem. Pentru al doilea război mondial, să știți că există la Biblioteca Academiei niște asemenea notații, foarte răbdurii. Mărturisesc că autorilor sunt niște necunoscuți. Adică necunoscuți care și-au făcut stagiu în pușcăriile comuniste și probabil la centenarul celui de-al doilea război mondial cineva să va găsi să le publice. Cât privește comparațiile care se pot face, coroborările care se pot face între mărturiile lui Cancicov și alți contemporani,
Cred că nu v-ați îndoit nici dumneavoastră nicio clipă că omul e profund cinstit. Sigur că e cuprins de desperare, n-are nicio ieșire, nu? Vă dați seama? I-au trebuit mai mult de un an de zile să afle de consumarea luptelor de la Mărăști și Mărășești. De moartea surorii sale. Și de moartea surorii sale. Adică există o cenzură, există o imposibilitate de comunicare și aici mă asociez domnii voastre, să știți că există și o imensă dificultate de redare a textului. De ce? Pentru că el are ziare care vin din Occident cu mare întârziere și atunci toate localitățile unde se dau lupte se transformă într-un calvar pentru editor ca să le poți identifica, unde este tot frontul din Flandra. 3 luni de zile mi-am pierdut, numai cu ochii pe hartă să încerc să stabilesc aceste nefericite localități. Dați-mi voie să evoc un moment pe care l-am auzit de la o persoană absolut încântătoare. Este vorba de Marie Flo. Era o nepoată a nababului. La vremea războiului, soția nababului, tant Catrin, a adunat tot copilăretul din preajmă. Unii erau nepoți, alții erau fii și i-a ținut la palatul tanta Cuzino. Mackensen, care era fel mareșalul german, conducător al Bucureștiului, șeful comandaturii, trecea în fiecare zi pe Calea Victoriei. Prichindeii din palat, în care unii erau de 5, 6, 7 ani, nu erau mai mari, auzeau pe cei prematuri, sigur, erau anti-germani. Și atunci lui Marie Flo și surorii ei le-a venit ideea, au scăpat din palat, au ieșit pe Calea Victoriei și când Mackensen venea dinspre Capșa, s-a oprit în fața calului lui și a spus nu să trece. Sigur că mareșalul a fost speriat că poate să rănească acești copii, a sărit cineva din palat, i-a luat repede, dar până târziu, deci până acum 15-20 de ani, Marie Flo amintea lucrul acesta cu încântare, opriseră armata germană. Bunica mea era bucureșteancă la vremea aceea, nu plecase, rămăsese aici și povestea că niciodată n-a trecut prin momente mai dramatice decât în clipa când a plecat undeva la marginea orașului și a făcut rost de 4 găini. Sigur, femeile încă purtau haine lungi, aveau o manta și ținea cele 4 găini la spate și a trecut o gardă germană. Și nu făcea decât să se roage lui Dumnezeu să nu cârie găinile. E, găinile au ținut cu românii, pentru că altfel, sigur, i-ar fi fost confiscate, dar nu era numai asta, risca lagărul și ea și familia ei. Domnul Caina a spus un lucru și cred că valoarea volumului precumpăritor, în asta constă și aici trebuie să omagiem odată în plus și editura Humanitas. E vorba de actualitatea ei. Dacă vrem să fim cinstiți cu noi, să ne recunoaștem niște lucruri bune și rele care se întâmplă acum și aici, în societatea românească, trebuie să citim acest volum. Adică totala debandadă a administrației, debandadă care în volum se manifestă din prima zi. Autorul este la Sinaia. Trebuie să vină la București. Cu ce vine la București? Păi sunt trenuri. Care trenuri? Să dau toate peste cap. Nu se știe pe ce linie vin, nu se știe încotro să duc, cât durează drumul, dacă în acele trenuri vor fi trupe sau vor fi civili. Și civilii au colivii cu păsări, au borcane de dulceață, de murături, fiecare cu averea lui, la care nu-i trece o clipă în minte să renunțe în aceste
momente dramatice. Pe urmă, autoritățile. Autoritățile române dispar din aceste autorități germane. Nouă ne place să spunem că, de pildă, avem scule, dar nu avem nemți, nu? Pentru ceva care să funcționeze. Pui neamțul și merge. Să știți că nemții, în primul război mondial la București, foarte repede au deprins bunele obiceiuri românești. Să nu-mi respect cuvântul, să aștept bacșiș, să aștept șpagă. Cu tare personaj e închis în hotel ca să-i transmit o scrisoare familiei, cer bani, ca să-i dau voie să se spele la fel și așa mai departe și așa mai departe. Prin urmare, obiceiurile noastre discutabile, iată că au putut să fie preluate de acești nemți. Cât vă referați dumneavoastră la măsurile de retorsiune pe care nemții le-au luat pentru că ai noștri să purtau rău cu ei, aici să știți că lucrurile sunt discutabile. Așa cum este discutabil și cred că trebuie și puțin mai mult material documentar de comparație. În cartea lui Kanchikov, evreii de sus până jos sunt percepuți ca trădători. Deci ei s-au aruncat în brațele ocupantului și de câte ori au putut să profite, au profitat. A fost așa? N-a fost așa? Lucrurile sunt greu de spus. Numărul trădătorilor, numărul colaboraționiștilor e foarte mare, cum este și justificarea lor. Și s-a însărcinat să explice marelui public de astăzi atitudinea românilor colaboraționiști. Unul din colaboratorii dumneavoastră privilegiați, Lucian Boia. Lucrurile, să știți că mai pot fi discutate și mai pot fi nuanțate mult de tot. Dincolo însă de considerațiile politice, și nu știu de ce, și doamna și domnul au o rezervă pe care eu nu o împărtășesc în legătură cu Tache Ionescu. În ochii dumneavoastră, Tache Ionescu pare așa, puțin un mascalțone. Nu, nu, mă referam la altceva. Îmi permiteți? Mă rog. Tache Ionescu, indiscutabil, este omul politic al zilei. Și este omul politic al zilei care, spre deosebire de Brătileanu, a înțeles un lucru fundamental. Este omul politic român cel mai marketat. Este, având experiența sa de jurnalist, conștientizează cât de mult contează relațiile cu presa. Spre deosebire de Brătileanu, care avea, să spun, o anumită reticență sau pur și simplu desconsidera importanța mass media. Începând, vine din neputința lui de a, mă refer la Tache Ionescu, din neputința lui de a fi însărcinat cu formarea guvernului, poate această neputință explică apetența pe care el o arată începând cu 1911-12, special în perioada războiilor balcanice, pentru cariera lui internațională, să-i spunem. Este omul politic cel mai frecventat și frecventabil, să spun. Casa lui este deschisă, se știa despre el că e un om cu o inimă deschisă, inclusiv cu buzunarele și ale lui și ale statului, că erau la fel de deschise pentru oricine. Casa lui este deschisă, este, dacă vreți, primul sau al doilea om politic din România care trebuie frecventat, pentru că este foarte deschis în relația cu presa internațională și este văzut bine, este primit la curțile internaționale. Dacă vreți... Da, Clemenceau numește un adevărat european, singur. Pentru că, vedeți, sunt și lucruri incomode de spus. Trebuie să le spunem? Trebuie să le spunem. E război, România a trecut de partea Antantei, teritoriul este ocupat. În teritoriul ocupat există și niște proprietăți. Ale cui? Ale brătienilor, care produc vin. Și dispozițiile privind consumul
restricționat de vin nu se aplică și vinuri prădieniste. Și pe urmă, dacă urmărim ce s-a întâmplat după război, înțelegem niște lucruri. Mari îmbogățiți ai războiului, să știți că sunt toți din cercul prădienist. Și asta mai explică ceva. Valoarea ediției dumneavoastră este indiscutabilă, dar ea sporește considerabil și prin gestul liberalilor. Cartea s-a tipărit prima dată în 1921 și au vânat acest tiraj încât nu se mai găsea exemplarul de la Academie, ce să vă spun eu, un teanc de pagini îngălbenite legate cu scoară. Mai e un exemplar ceva mai bun, probabil pe la asupra dumneavoastră la Iași. L-am găsit într-o anticare, dacă îmi dezvoare. Iată, a fost absolut o șansă. Adică liberalii și-au dat seama că pentru istorie ei rămân din paginile lui Tancicov destul de feșteriți. Dar asta nu ne împiedică pe noi să citim cu imens interes aceste două volume și trebuie să vă felicit, domnule Cain, pentru răbdarea îngerească, care nu mai e astăzi de actualitate, nu? Eu, ca editor, vă spun, nimeni nu mai are răbdare să mai lucreze volume de asemenea dimensiune. Vorbea doamna, aș vrea să vă citesc iarăși câteva pasaje scurte. Vorbea doamna Filiti de faptul că materia, povestirea, începe la Sinaia. Începe la Sinaia în momentul în care România intră în război. Vin veștile despre intrarea României în război, dar universul de la Sinaia din zilele alea este din Caragiale. Universul. Deci așa, miercuri 17 august, 1916, datele sunt pe stil vechi. Publicul s-a mai calmat. Treburile statului par a merge cu noroc. Armata înaintează. În ce privește viața noastră de toate zilele, par a fi unde a ajuns asigurată aici. La asemenea micuri gândeam azi de dimineață când o ciocănitură se aude în ușa odăi. Cine e? Dăm partea poliției, anunțăm pe toți pasagerii hotelului că astăzi trebuie să părăsească Sinaia. Hotelul trebuiește pus încă de astăzi seară la dispoziția armatei, deci trebuie evacuat. Doar la 6 femei va pleca un tren pentru Ploiești. Este ultimul și primul pus la dispoziția vizitatorilor. Circulația oricărui alt tren este suprimată pentru cel puțin 12 zile. Pe ușa gării, de altfel încuiată, stă un afiș semnat Bărbulescu, șeful gării. Aș vrea să de la pasajul care este, deocamdată este comic. La un scurt pasaj care ilustrează foarte bine ceea ce au spus toți vorbitorii și anume cum arată situația văzută prin ochii unui om care doar trăiește în direct zvonurile și nu are nicio informație, nu are niciun fel de conștiință în sală. Suntem în zilele dinaintea căderii Bucureștilor, la jumătatea lui noiembrie. Am pierdut Urtucaia, frontul din Ardeal a căzut, luptele de pe Jiu și acum nemții dinspre Neajlov. Duminică. Înainte de a se lumina de ziua, au început unele de pe Neajlov. Cu cât înaintează ziua, cu atât focul se întețește. Toată ziua tunul a bubuit, iar între 4-6 orele, bombardamentul este așa de intens încât nu se mai disting loviturile între ele. Este un ruit permanent. Deci omul aude din București ce se întâmplă pe Neajlov și acum dacă ați mers cu mașina spre Giurgiu, ați văzut că până acolo e ceva, adică sunt 30 de kilometri, 35 de kilometri. Pe la 7 s-a făcut liniște completă. În lupta ce se dă acum, armata noastră ar trebui să fie mereu victorioasă. Cea întâi ne izbândă este pieirea Bucureștiului. La ora 9 dimineața, o patrulă din regimentul 67 Infanterie s-a prezentat în curtea la noi ca să se percheziționeze de avem sau nu arme nepredate. Au verificat superficial etajul de jos și s-au dus. Scopul urmărit este ca populația
să nu aibă arme și să atace inamicul când va ocupa orașul. Orașul pare liniștit cu toate ceea ce a dat fiecăruia bombardarea intensivă de azi. Și în ziua următoare, toată noaptea capitala a fost guduită de groaznicul bombardament al artileriei, spre ziua intensitatea e la maxim. Cum s-a luminat, am trimis după ziare, din ele văd că aseară guvernul a părăsit capitala. Faptul de a vorbi ultimul dintre oratorii din seara aceasta, care toți au expus o părere interesantă, îmi acordă un privilegiu și anume de a face un fel de sinteză a celor auzite și de a expune pe scurt cu ce impresie am rămas eu după citirea acestei cărți, care, de fapt, reprezintă un vestigiu dispărut al trecutului. Nu știam că volumul exista și eu nu știam acest lucru, deși pretind a fi citit destul de mult, și volumul nu exista pentru că fusese scos din circulație. Nu convenea conducătorilor acelor vremi. După 100 de ani, suntem astăzi bine informați, deși s-au menționat aici lipsurile unor mărturii mai consistente despre refugiul de la Iași, de exemplu, dar suntem foarte bine informați și este normal, cu trecerea timpului se deschid arhive, vorbesc specialiști în istorie, în istorie militară și avem mărturii importante care ne permit nouă și celor care ne vor urma să-și facă o părere mai obiectivă asupra evenimentului. Din acest volum de amintiri al lui Kancikov, închidem cartea cu impresia că nu este vorba de un compliment făcut românilor cu rămâne și nu este. Autorul este imparțial, se dorește imparțial, nu face etalaj de talent, dar știe să explice. Și, după părerea mea, modul lui de a explica foarte concret și plastic se datorează formației lui de jurist și de jurist care a învățat să nu se piardă în vorbe mari, ca la tribunal, la pledoarii, ci să meargă la miezul obiectului. Juristul Kancikov a văzut foarte bine ce a văzut, este unul din rari martori, consistența acelei epoci. O epocă despre care noi astăzi, așa cum am spus, suntem bine lămuriți, dacă ne referim doar la câteva mari mărturii ale acestor vremi. De partea Antantei, tot așa de curând, au fost scoase la iveală, în amănunt, amintirile Reginei Maria, scrise cu talent și cu suflet. De partea celor care au pierdut partida, sunt multe mărturii. Marghiloman a lăsat un jurnal nu prea consistent, dar totuși important. Rămâne mărturia lui Carp și germanofilii pe care i-a prezentat foarte bine domnul Lucian Boia într-o carte de acum 2 sau 3 ani. Nu erau niște trădători, așa cum au fost ocotiți multă vreme de învingători, de liberali. Erau niște oameni care își iubeau țara, dar urmau faimoasa lozincă a lui Carp, în niciun chip cu Rusia. Carp moldovean știa foarte bine care fusese consecința multiplelor ocupații rusești în istoria principatelor și a Moldovei în particular și bănuia că soarta României, care încă era departe de a fi imaginată ca o Românie mare, să nu fie defavorabilă țării noastre, pentru că rușii așa doreau să ne coboare la rangul foarte umil de satelit, așa cum au făcut lucrul, nu se spune de către istoria românească. Când au intrat grecii în război de partea Antantei, una din condițiile Rusiei a fost, Rusia care vrea să ocupe Constantinopolul, a fost ca grecii nu cumva să-și facă propagandă spre a sublinia rolul lor în înfrângerea puterilor centrale. Rușii vroiau să fie pe cât posibil principalii învingători. Deci avem memoriile Reginei Maria, avem lucrarea foarte amănunțită a domnului Boia,
avem acum din partea spectatorilor neutri, să spunem, cartea de memorii a lui Vasile Kanchikov, care nu este o noutate dacă ne gândim că a fost publicată încă în 1921, dar este ca și cum nu ar fi existat. Eu n-am văzut o citată, deși nu m-am ocupat în amănunt de istoria Primului Război Mondial, nu am văzut o citată și Vasile Kanchikov a dispărut la vârsta de 50 și ceva de ani, bine mersi, ca director al Institutului de Credit, mi se pare, nu știu exact care era numele instituției, el și-a făcut totuși o carieră foarte rentabilă și onorabilă. Nu toată lumea era coruptă și vândută și atât de venală cum ar putea să iasă din amintirile despre oamenii din jurul Partidului Liberal, unde au fost evident niște potogării de mari proporții, care după aceea au fost mușamalizate. Din memoriile lui Kanchikov reiese și tendința celor două tabere de a incrimina ca vinovați ai înfrângerii, fie pe liberalii refugiați la Iași atunci când la București domnea partida pro-germană, fie pe conservatori atunci când liberalii în cele din urmă au câștigat partida. Propuneri de procese, de condamnări teribile, să evoc doar figura destul de tragică a lui Lupu Costache, numit în 1916 Lupu Costache, ajutor și mare prieten al lui Carp. Lăsat de liberal, care plecau din București, spre Iași, lăsat ca girant al Ministerului de Interne, de fapt, responsabil cu toată acțiunea Ministerului de Interne în teritoriul ocupat. Se păstrează la Academie printre sutele și miile de manuscrise și memoriile lui Lupu Costache, nu foarte scrise, nu cu foarte mult talent, dar ale scrise de un om care avea patriotismul unui om, să spunem, de la țară și care, când s-a văzut acuzat și pe punctul de a fi trimis în fața tribunalelor de o grupare de învingători, zgomotoși, care acum că aveau victoria în mână, ardeau de nevoia de a vedea lume condamnată și trimis la pușcărie, i-a amenințat pe cei care îl amenințau pe el, că în calitatea lui de responsabil și de bun cunoscător al treburilor Ministerului de Interne sub ocupația germană, va spune el ce va spune și atunci să se vadă surprize. Procesul sau tentativa de proces a fost închisă. Nu i s-a mai făcut nimic, după cum nici Marghiloma n-a mai fost dus în fața tribunalelor, nici atâția alți colaboraționiști, în frunte cu Grigore Coandă, de exemplu, văr primar cu generalul Coandă, care a devenit primul ministru al României Mare în 1918, dar care, Grigore Coandă, a colaborat cu nemții cât a putut la Râmnicu Vâlcea și la Pitești pe vremea ocupației. Natural, ca tot românul imparțial, s-a folosit foarte bine vechiul nostru procedeu de împăciuire, că lasă dragă, că au fost și ei oameni, și o mână a spălat pe alta. Voi încheia amintind doar că în chiar rândurile taberei învingătoare, rândul familiei Brătianu, care a ieșit cu mare glorie din această teribilă încreștare a războiului, un război care ne-a adus nouă, cum bine s-a spus, o țară mare la care visaseră unii doar și la care nu sperase nimeni că va ajunge, brătienii refugiați la Iași, cu excepția lui Ionel Brătianu și a surorii sale, Eliza Aștervei, și-au lăsat nevestele și surorile la București, sub ocupație. Grigore Cantacuzino, fiul nababului, care finanțase revista pro-germană a fond Minerva, a fost în fruntea acelora care i-au binevenit pe nemți. Soția lui, faimoasa Didina Cantacuzino, dimpotrivă, tuna și fulgera contra ocupantului german. Atâtea alte cazuri. Marta Știrbei, Marta Bibescu, care primea comandatura germană în Palatul de la Măgușoaia, lucru care i s-a reproșat
foarte mult după război și care i-a dăunat foarte mult, avea în partea cealaltă, la Iași și la Mărășești, pe vărul ei, de altfel, cu care se certase politic vorbind, de Barbu Știrbăie, un apropiat al familiei regale, Barbu Știrbăie, al cărui frate, rămăsese la București ca mână dreaptă a lui Marghiloman și care a murit în timpul războiului de tifos. Deci, românii noștri întotdeauna au încercat politica celor două luntre, văzând că Bunul Dumnezeu, sau sperând că Bunul Dumnezeu, va avea grijă de toată lumea. Calcul greșit, care ne-a fost fatal în 44, pentru că tot așa s-a sperat că cu rușii, cu sovieticii, cu americanii, cu englezii, ne vom descurca și o vom scoate la capăt. Ei, cu rușii n-a fost de glumă și am văzut ce a urmat cu Țara Românească după eliberarea ei de către glorioasa armată roșie. Atâta vreau să spun, am admirat foarte mult modul în care domnul Cain a prezentat cartea. Am fost și eu frapat în mod nu prea agrabil de numeroasele tăieturi, care totuși sunt explicabile și ați auzit și astăzi lămurirea, că materialul era prea abundent. Într-adevăr, dar cartea așa cum este, este foarte agrabilă de citit. Conține o enormă informație în privința războiului, scrisă cu talent, dar evident pentru cineva care, ca mine, care ar dori să mai citească mai mult, tăieturile ridică anumite bănuieli. De ce o fi tăiat acolo? Și ce i s-a fi spus? Poate că nu era politică corect. Și domnul Cain a spus că a tăiat, că a uzat de libertatea lui de editor acestei cărți, pentru a suprima ce a crezut dânsul mai potrivit. Obiceiul este foarte răspândit în vremurile de astăzi și nu îi pot face un reproș. Văd că doamna Filippi, foarte războinică acum, dacă vorbim de război, pregătește o ediție absolut integrală. Polirom. Deci vom avea cele două mari edituri românești, față în față, fiecare cu ediția dânsă, așa cum s-a întâmplat nu de mult cu ediția unui militar cunoscut, colonelul Lăcusteanu, pentru ale cărui memorii, care erau mult mai cunoscute în trecut de largul public decât erau până acum memoriile lui Vasile Concica Cicu. Lăcusteanu, deci, a avut marele privilegiu de a apare anul trecut în două ediții, dacă nu concurente, cel puțin comparabile, foarte bune amândouă. Sperăm că și pe viitor, doamna Filippi, cu energia pe care o cunoaște, va publica la Polirom sau la Humanitas, în caz că acel alt volum va fi publicat de Humanitas, va publica o versiune adânsă care va fi la fel de interesantă și de incisivă și de incitatoare, așa cum ne-am obișnuit noi astăzi cu multiplele și interesantele și profundele ediții ale unor cărți de mare valoare. Mai există surse pentru primul război mondial. Am uitat să-l citesc pe Argetoianu, care a făcut parte din emigrația în Rusia, la Odessa și apoi mai departe. Pot să vă recomand, cred, edițiile unui memorii unui avocat, care alt avocat, care îl chema Toncescu. Da. Și care, cred că le cunoașteți. Da. Da. Nu știu, eu nu l-am mai citit de ani de zile. Și nu, nu, vedeți. Așa că doamna Filippi, nu. Bun, atunci, vă mulțumesc pe toți că v-ați deranjat pe aceste vreme atât de călduroase, dar interesul pe care l-ați dovedit este o altă marcă a prețuirii de care se bucură lucrările editurii Humanitas. Vă mulțumesc! Aș vrea să adaug, pentru că ne aflăm aici în prezența unor distinși editori, mai există un jurnal care n-a fost evocat, e jurnalul lui Icef și Viti. E un pro-german, este numit director al Teatrului Național la București,
Sigur că cel care cred că administrează încă și acum, Ionuț Niculescu se numește, directorul acestui arhivei sau al părții de istorie a Teatrului Național, pur și simplu face o istorie a momentului și îl scoate pe filitică. Dacă a fost filogerman, de ce să pomenească? În același timp, însă, în vremea lui, fără să fie om de teatru, s-au desfășurat 56 de spectacole românești, Fântâna Blanduzii și așa mai departe. Dar el mai face ceva. Ajunge prefect în Ialomița, unde avea moșie. Și lucrurile, trebuie să vă spun, nu ne plac, dar asta este. Nimeni nu l-a contestat. El e prefect acolo, colaborează foarte bine cu nemții, nemții pun puțină ordine în viața asta tembelă de țară românească. În așa fel încât repară podețe, repară case, pun ordine într-un cuvânt. Și această ordine, să știți că țăranul anonim o resimte. O resimte într-o formă duioasă. Își botează copilul după numele șefului de pe circ și îi spune Uflacher. Mie mi s-a părut treaba asta așa cu o sonoritate nemaipomenită. Mă duc la Slobozia acum câțiva ani, prezint acest jurnal și vorbesc de Uflacher și se ridică din fundul sării, zice: eu sunt Uflacher, îl chema Uflacher Marinescu. Adică numele de botez, vă dați seama, suna foarte divestimește. Această, n-aș putea să spun neapărat colaborare, dar această încercare de înțelegere a țăranului român, a ceea ce înseamnă ordinea, de ce? Pentru că și ofițerii germani trimiși acolo erau toți din ăștia, dacă vreți, de rezerviști. Erau mai mulți sau mai puțini părinți de familie, oameni înțelegători, foști profesori, inginer, doctor, care nu puteau să mai meargă în prim planul luptei și atunci erau trimiși în această administrație și se purtau absolut omenește. În familia mea, bunica povestea, ne-am zugăzduit la ei, avea ceva, o greutate în exprimare și copiii spuneau muzi, muzi, îi crâia gâtul tot timpul. Adică, nu știu dacă aici se poate vorbi de colaborare, nu? Dar totuși, era ceva omenesc. Încercau și nemții să găsească o formulă de viețuire cu băștinașii și băștinașii, care nu trebuie percepuți toți ca Brociner sau Verzea sau Alexandru Sturza, neapărat ca trădători expliciți. Cred că după 100 de ani putem să privim Primul Război Mondial și eu nu sunt tentată să împărtășesc acest punct de vedere că noi am uitat de Primul Război și ne gândim numai la al doilea. Sigur că ăsta a fost mult mai apropiat, l-am trăit din plin, chiar dacă eram copii, părinții noștri oricum l-au trăit și s-au răsturnat niște lucruri. Dar să știți că în memoria multora, la Grand Guerre, cum a fost numit de franțuși, să știți că s-a păstrat și în istoria noastră și dumneavoastră pomeneați de Lupu Costachi. Se cheamă Memoriile unui trădător. Nu-mi dau seama dacă merită sau nu merită, dar mai sunt încă multe materiale memorialistice care poate și așteaptă un editor. Nu neapărat eu, că cred că renunț la Primul Război Mondial. Mulțumesc! Câteva cuvinte pe marginea celor care s-au scris aici și cumva o constatare și chiar o experiență personală avută în urmă cu un an. Una dintre motivațiile pe care mi le-au invocat diversi istorici atunci când au vorbit despre puținătatea surselor Primului Război Mondial, cel puțin dacă comparăm România cu Franța, de exemplu, deși nu știu cât de comparabil este, a fost aceea că, de fapt, aveam o masă masivă de analfabeti, care nu lăsau surse scrise. Mă întruisesc și eu însă, citind aceste documente, memorii,
puține care au rămas, a fost cumva frustrată de faptul că ele reprezintă o imagine pe care o are burghezia, de obicei marea burghezie, respectiv aristocrația, și cam atât, nu se merge mai departe. Există însă un actor mut pe care îl putem documenta foarte bine și care este țăranul român. Și dacă e să comparăm memoriile lui Cancicov cu ceea ce, cu jurnalul lui Cancicov, cu amintirile lui Bacalbașa despre teritoriul ocupat. Și aici v-a sugerat doamna Filiti, fiindcă am văzut că se deschise solicitație la un moment dat o nouă sursă. Domnul Sturza a invocat-o pe Marta Bibescu. Marta Bibescu nu și-a luat doar verii pe frontul românesc, l-a luat și pe soțul ei, George Valentin, unul din, de fapt, șeful operațiunii care aruncase în aer sondele petroliere de la Ploiești, și Marta are în jurnalul ei din timpul primului război o remarcă dureroasă, văzând soldații răniți și români și germani, spune, și cum mă gândesc că soțul meu, soldații care stăteau în frig, fiindcă nu era căldură în București, mă gândesc că soțul meu este cel care a aruncat în aer puțurile de petrol. Dar Valentin Bibescu, George Valentin Bibescu, îi scrie Martei de pe frontul din Moldova în 1917-1918, vreo 20 de scrisori. În franceza lui sărmană, pentru că nu era nici pe departe atât de dotat literar ca soția lui, care sunt excelente pentru a reda starea de spirit din armata română. Și George Valentin Bibescu aici se întâlnește și cu Bacalbașa și cu Cancicov într-un singur punct în care cred că se întâlnesc toți trei, și anume recunoștința lor față de țăranul român care duce întregul greu al acestui război. Sigur că nu acum cu toată aversiunea pe care am ajuns să o acumulăm de-a lungul timpului din propaganda și din modul în care s-a scris istoria antrenorismului, se pare un clișeu, dar comparând sursele vremii, toți acești burghezi și aristocrați resimt din plin că greul războiului e purtat de oamenii de rând, de țărani în primul rând, și le sunt recunoscători pentru asta. Și atunci eu m-am gândit, ok, cum putem să documentăm până la urmă modul în care pe o parte au trăit acest țăran războiul, pe de altă parte memoria pe care au păstrat-o ei, printre ei, acestui război. Și întâmplarea a făcut că în 2015 am avut șansa să însoțesc o delegație de istorici francezi în zona de sud a Moldovei, acolo unde s-au purtat bătăliile ofensive din a doua campanie, cea în care era cât precisă învingă armata română. Printre istoricii francezi se afla și faimosul Stéphane Voiron, care este unul dintre mari specialiști ai Franței pe primul război mondial. Și ei au remarcat cu surprindere câteva chestiuni, dar și noi, istoricii români, fiindcă eram acolo împreună cu Florin Țurcan și alții, am fost la fel de surprins să constatăm două lucruri. În primul rând că în fiecare sat din acea zonă există un cimitir din primul război mondial. Și în fiecare din cimitirele alea există încă oameni care mai duc flori. Pentru că își mai amintesc cine erau cei care stăteau acolo. Și în al doilea rând, o chestiune care pe istoricii francezi a șocat foarte tare și din care eu am tras niște concluzii personale, destul de emoționale, probabil, apropo de atitudinea țăranului român asupra vieții și mai ales asupra morții, a fost faptul că în acele cimitire de sat și chiar în acele câteva cimitire mari care există în zona Focșanului, există un amestec incredibil între ai noștri și inamici. Erau îngropați împreună. Erau îngropați împreună soldații români, soldații din armata austro-ungară, care erau germani sau erau unguri, alături de soldații români, alături de soldații evrei care luptaseră fie în armata română, fie în armata austro-ungară. Și ceea ce m-a impresionat pe mine cel mai mult a fost că pe acele plăcuțe unde foarte multe momite sunt anonime, sunt oameni necunoscuți care au murit, pe acele plăcuțe scria la modul cel mai democratic, nu știu cum să-i spun, nu, nici măcar, chiar simplu, erou român, erou german, erou maghiar, erou evreu. Fără niciun fel, s-au căzut pentru patria asta, dar cel mai șocant era faptul că n-au nicio problemă să determine, să considere că omul care căzuse pentru patria lui, omorând soldați români, omorând pe-ai lor, era un erou și el. Și că până la urmă, mi se pare că această viziune pe care
ți-o dau aceste cimitire de sat, e cumva mult mai aproape de ceea ce am constatat eu că reprezintă decalajul dintre percepția pe care o avem la nivel academic noi asupra primului război mondial și percepția pe care o găsești în zilele noastre, începând din anii 2000 mai ales, în vestul Europei. Pentru că marele război la Cranghier, despre care a vorbit doamna Filiti, acum în Europa și mai ales în Franța, înseamnă în primul rând marea răsturnare care a produs o imensă suferință Europei și care a adus cumva sfârșitul acelei lumi frumoase, la Belle Époque și nu numai, tot ceea ce însemnase credința în progres a secolului XIX. Și cu toate consecințele pe care încă le mai trăim. Noi, în schimb, avem această percepție, care cred că e moștenirea istoriografiei comuniste, care împarte lumea în cei buni și cei răi, noi fiind întotdeauna cei buni, și a unei competiții dincolo de care viața lor noștri e mai prețioasă decât altora. Ori, dacă te duci în aceste cimitire de sat, dacă treci dincolo de poșghița asta academică pe care o găsești prin jurnale, îți dai seama că, în mod paradoxal, memoria țăranului român față de primul război mondial este obiectivă, este profund umană și profund europeană. În orice caz, la Filiti, vă țin la dispoziție cele 20 de scrisori ale lui Ioan Echipidescu. M-am chinuit din greu să le transcriu, pentru că sunt scrise pe o foiță pe care s-a șters cerneala aceea din război și vă asigur că nu veți fi dezamăgită de trebuie să vă mulțumesc și cred că va trebui să-mi suportați încă un volum de 400 de scrisori pe un răstim care ne arată totuși că această corespondență este unul din cele mai expresive elemente de cunoaștere a societății omenești. Este absolut surprinzător. De ce? Pentru că această rigoare care mă face pe mine să fac un jurnal în ideea publicării sau să fac un memoriu către autorități relatând un fapt sau altul, toate aceste constrângeri, toate aceste rețineri dispar în corespondența particulară. Și atunci e o adevărată plăcere. Pentru că s-a vorbit acum despre ediții și cine ce face, aș vrea să dezvălui că doamna Filiti are în pregătire, printre altele, și o ediție din amintirile din București ocupată lui Bartal Bașa. Iar domnul Daniel Crain are în pregătire memoriile unui cioban român. Soldat în armata bulgarică. Un cioban român care a fugit de teama de a nu fi condamnat pentru dezertare, s-a refugiat în Bulgaria și are o perioadă de un deceniu în care patrulează de o parte și de cealaltă a Dunării. Este înrolat în armata bulgară, a luptat în războaiele balcanice și în primul război balcanic și în al doilea război balcanic. Este beneficiază de grațiere acordată de regele Carol la sfârșitul campaniei din Bulgaria, după care în 1915 se trezește iarăși înrolat în armata bulgară. Este trimis pe frontul din Macedonia. În august 1916, bineînțeles, este trimis la Tocaia. Sunt destul de emoționante mărturiile lui, momentul în care vede coloanele nesfârșite pe prizonier român, își căuta rudele acolo, dacă nu ați de partea cealaltă, știa că luptă, caută. Și mai este, spre surprinderea mea, nu știu în ce măsură, jurnalul respectiv este redactat în primăvara lui 1919. Nu știu în ce măsură este adevărat sau este puțin înflorit, dar el detaliat se susține că a fost martorul faimosului incident de la Patriarhie, în momentul în care au sosit soldații bulgari și au luat moaștere Sfântului Dimitrie Basarapov. În fine, e o întreagă poveste, are un fel de aventuri de capă și spate, este condamnat la moarte de către bulgari pentru că este român și este salvat în ultimul moment în fața putonului de execuție în ianuarie 1919, în momentul în care avea loc, ca să spun așa, tranziția autorităților Dobrogea de la trupele englezești și francezești care asigurau controlul provinciei la trupele românești. Acesta este un exemplu, dacă vreți,
l-am descoperit total întâmplător, din titlul manuscrisului am crezut că este vorba de memoriile unui diplomat sau unui înalt funcționar. Am constatat, am început că sunt cioban născut la Câmpul Lung și cu ce e cu el. Un cioban școlit. Un scris de mână foarte frumos. Foarte frumos, în fine, cu greșeli inerente, dar cu discurs, adică chiar există o savoare a textului, indiscutabilă. Și este unul din exemplele, de asta mă bucur că ați pomenit de volumul pe care îl pregătiți cu corespondență, pentru că cred totuși că la 100 de ani ar trebui să avem totuși lejeritatea de a discuta cu totul și cu totul altfel de memoria războiului, cel puțin. Să, cum să spun, să renunțăm puțin la conformismul acesta în care am fost încorsetat mult timp. Din păcate, și aici este oare o altă mare problemă a istoricilor români. Mă refer la colegii mei de generație. Faptul că un astfel de subiect, care implică o cercetare enormă, nu poate fi făcută de unul singur. Domnul Glenn Torrey, care are probabil cea mai bună lucrare și a dedicat o viață întreagă studierii participării armatei române în primul război mondial. Dar nu mai există colectivele acelea care existau înainte de 1989, care au scos faimoasele 1918 la români. 48 la român. Nu mai există și mare problemă o reprezintă faptul că un astfel de eveniment nu poate fi înțeles fără accesul și parcurgerea informațiilor, cel puțin regionale, ca să nu spun europene. Faptul că eu întâmplător mă ocup mai mult de partea de istoriografia bulgară și de documentele bulgare. În ceea ce s-a publicat la noi și este o chestie inexplicabilă pentru mine, faptul că noi discutăm despre campania României din 1916 fără să avem acces la documentele diplomatice bulgărești, care au fost publicate în 1920 și 1921. Nu le-a citit nimeni. Este un exemplu. Avem documentele diplomatice rusești publicate de sovietici în anii 20, care iarăși nu sunt citite. Avem, dacă vreți, în fine, francezii au început și ei acum să publice, să rea seria cu documentelor diplomatice, în timpul primului război mondial, au publicat și ei în ultimii ani, dar nu avem accesul restrâns la ceea ce înseamnă corespondența austro-ungară. Ceea ce înseamnă corespondență diplomatică germană. Adică suntem, dacă vreți, fiecare pe pătrățica lui și se ocupă de domeniul respectiv și cam atât, de că sunt un fel de încercări solitare de a obține, nu neapărat o abordare, dar avea o anumită imagine asupra unui astfel de eveniment. Ori, pentru a, nu neapărat de a-l face mult mai bandabil, dar mult mai înțeles publicului larg, este nevoie de un efort mult mai mare, din păcate. Adică, că totuși tot fără ceva. Eu încerc să profit și cu asta mă încheia intervenția mea, de faptul că ați adus discuția Austro-Ungaria și să vă spun că totuși, cel puțin la nivelul Arhivelor Naționale, în ultimii câțiva ani, au existat niște volume de documente care valorifică experiența românilor care au luptat în armata austro-ungară sau care au trecut de dincolo de munți ca să vină în România și să lupte de partea României. Chiar acum există la acele poli, deci puteți trece strada sau vizitați o expoziție cu mărturile acestor soldați. Oameni care erau mult mai alfabetizați decât cei din vechiul evar și sunt inclusiv ediții de documente publicate de la prefectura Mehedinți, spre exemplu, din perioada ocupației germane. Deci există ceva maturit. La Cluj, la Universitatea din Cluj, posatul Nicolae Bocșan a inițiat o serie de memorialistică a românilor din Transilvania. Da, și iarăși, spre surprinderea mea, sunt niște surse pe care istoricii ăștia centraliști din capitală, nu știu cum să le spun, nu știu cum să le spun, ce este că nu reușesc deloc să le integreze în cercetare istorică. Asta este, de fapt, marele neajuns, dacă vreți. Există, bineînțeles, o anumită sensibilitate, hai să spunem, regională, pe anumite subiecte, dar există aspecte care ar trebui într-un final luate în discuție, mă refer la momentul 1918, la sfârșitul 1917, deci vorbim doar
ceea ce a însemnat, de fapt, Revoluția Rusă în Moldova. Și mă refer la Basarabia. Există acces la aceste informații, în final au început să se scrie, dar senzația pe care o am este aceea că fiecare își vede de pătrățica lui strict și ne căutăm într-un fel unul pe celălalt, întrebăm la un moment dat, cine se ocupă de chestia asta, vorbește cu Isulescu. Nu șomăm, da. Nu șomăm, asta e concluzia. Marea problemă de care ne lovim e că suntem destul de puțini cei care se ocupă cu așa ceva și pur și simplu editarea de documente, fac o trimitere acum și la dumneavoastră, că onoratul guvern român, anul trecut, a publicat un calendar al programului național pentru celebrarea centenarului. Da, activele sunt foarte. Dar, dincolo de, v-am spus, de acest conformism, de pune pe coroane, expoziții itinerante și așa mai departe, era prevăzut și editarea de documente, unei serii de documente diplomatice pe primul război mondial. Era vorba de trei volume, care ar fi trebuit scoase anul acesta. Și, din păcate, nu vor fi scoase, pentru că este pur și simplu o desconsiderare a noțiunii de editor de documente diplomatice. Da, este incalificabil să trăiești cu impresia că un volum de documente diplomatice poate fi întocmit, editat și publicat în două luni de zile. E o bătaie de joc, pur și simplu. Este o problemă și mai mare, pentru că acolo sunt mai multe activități audițioase, unele dintre ele implicând chiar niște colaborări instituționale. Problema este că în spatele acestui program, care este anex la hotărârea de guvern, nu s-au alocat efectiv fondul instituțiilor respective și, din păcate, nu este nici niște modalități identificate de finanțare a eventualelor grupuri de cercetători care ar trebui să se implice în această activitate. Pro bono. Eu o fac mă fără fond, profilii din buna continuitate cu care ne-am obișnuit. Plus că cei de la Institutul Diplomatic nu-și găsesc totdeauna loc acolo și probabil că dacă vine voastră sau altcineva ar face un volum, media s-ar găsi un redactor responsabil din partea acestor instituții. Da, vestea bună pe care ne trebuie să vă dau în experiența arhivelor și a celorlalte instituții cu care colaborăm, este că încă mai există în instituțiile românești, oricât de mult ați zis sau am intentat să le criticăm, un fel de entuziasm individual. Pot să vă spun că tot ce s-a întâmplat până acum la arhivele naționale, cel puțin, și știu că același lucru se întâmplă și la institutele din cadrul Ministerului Apărării și probabil că și la Muzeul de Istorie și în alte părți, fie că era prevăzut în acel program anexă la HG, fie că nu, s-a petrecut fie prin alocarea unor resurse din puținele resurse instituționale general alocate, fie pur și simplu prin implicarea voluntară și pro bono a angajaților respectivelor instituții. Dar, din păcate, cultura de calitate se poate face pe gratis doar până la obținut. Aș vrea să vă întorc pentru final la aceste două volume. Pornim și de la ideea de evitare și să vă semnalez un lucru. Dosarele iconografice, imaginile care însoțesc aceste volume și care au fost alese de editor pentru această ediție, ilustrând destul de îndeaproape textul lui Cancicov. Multe dintre ele sunt foarte puțin cunoscute publicului larg. Veți vedea aici, de exemplu, enormele silozuri de la Constanța, acum mari bombardate de nemți. Aceste imagini spun o poveste în sine. De exemplu, calupurile de imagini de fotografii din epocă de la primul volum se deschid cu un grup de ofițeri nemți într-un automobil pe care scrie pe o plăcuță, scrie destul de vesel așa și tot aerul este de aerul imagine este de excursie, de pornim în vacanță. Auf nach Rumänien, am plecat spre România. Soldați germani, o fotografie
din 1916. Și aceste calupuri de imagini din primul volum se încheie cu o imagine cu următoarea legendă. Soldați germani și austro-ungari care clopotele luate din biserici pentru a fi trimise în Germania, unde aveau să fie topite și transformate în muniție. Sunt imagini foarte puternice. În fiecare volum sunt 36 de pagini de fotografii, spunem noi, puțin cunoscute. Sigur că îl vedeți pe Feldmareșalul von Mackensen și pe toate personajele, pe regele Ferdinand, pe front, cu căciulă de oaie pe cap și îmbrăcat în haine simple, și alte personaje cunoscute, însă în ipostaze inedite, a spune. Aș vrea, pentru că am fost vocea diaristului în seara aceasta, să vă mai citesc două pasaje foarte scurte ca să vedeți ce înseamnă, ce a însemnat viața sub ocupație. Februarie 1917. Cu începere de azi, niciun supus român nu se mai poate urca într-o trăsură, chiar de piață, fără învoirea expresului scrisă a comandatului. Prin ordonanțe, nu avem dreptul de a merge pe șosele fără ausweis, nu avem dreptul de a urca în drumul de fier, nu avem dreptul a expedia colete, nu avem dreptul a expedia scrisori prin poștă și nici prin persoane particulare. Pedeapsa pentru cine va prinde este de minimum 3.000 de mărci, amendă și 3 luni închisoare. Nu avem dreptul a uza de telefon sau telegraf, nu avem dreptul a ne urca într-un tramvai, nu avem dreptul a ne urca într-o trăsură, nu avem voie a ne așeza pe o bancă într-un parc pe care stă afișat nur für militär personen, nu avem voie să vindem o vită sau să o cumpărăm, nu avem voie să tăiem un porc, nu avem voie să tăiem o pasăre. Dacă moare, trebuie să zicem în cadavrul la comandatură și așa mai departe. Dar trebuie să încheiem totuși cu 1 decembrie 1918, că tot în primul război mondial s-a desfășurat pentru a ajunge la apoteoza din 1918. Și sigur că Cancicov, care se plânge și e un acrit de e emoționat de, și descrie în felul următor. 101 tunuri anunță în zorii zilei că astăzi reintră în capitală maestatea sa regele Ferdinand, fruntea armatei române și aliaților noștri, după o lipsă de 2 ani de zi. Și mai departe, e o nebunie de lume, a spune că rar capitala a văzut așa aglomerație de public, ar fi banal, nu rar, dar niciodată nu s-a văzut așa ceva. De la Romul al doilea, al șoselei Chisereu până la Piața Victoriei și așa mai departe. O mare de capete înșirate pe ambele părți ale drumului, ocupând literalmente piețele, aceste steaguri, pancarte, batiste, flori, în cinstea celor ce revin din război tepe. Dar câteva zile mai târziu, pentru că volumul nu se încheie la 1 decembrie, ci la sfârșitul anului 1918, zice, trecând spre casă pe la ora 1, pe calea Victoriei, am văzut Ministerul de Industrie, Casa Bernescu, complet înconjurat, curte și stradă, de o imensă mulțime turbulentă. Erau greviștii capitale, nici urmă de autoritate. Pe poarta mare a intrării era înfipt un imens steag roșu. Pe ușa de intrare în Minister era fixată o placardă de câțiva metri lungime, tot de pânză roșie, pe care stă scris cu litere de palmă: Trăiască Republica Socialistă! Pe zidurile clădirii și pe tot lungul grilajului de fier erau înfipte alte placarde roșii, toate purtând revendicările bolșevicilor de la Petrograd și Moscova. Jos Ciocoi, jos cu burghezia capitalistă, jos regele, trăiască comunismul internațional. Acestea sunt zgâietele ce se aud în urma mea. Știați? Mai departe, prima consecință a turbulărilor de ele a fost proclamarea din noua stării de asediu înăsprită. Guvernul comunică oficial recolta din Câmpineanu de aseară, de la evenimentele de care 6 morți și 15 răniți. Și în ziua următoare, ca un răspuns la turburările muncitorești, guvernul a publicat azi decretul legea al proprietării țăranii, la mari grefurile funcționari publici și, în fine, a luat o măsură ce trebuia luată de mult, de a procura muncitorilor din fabrici și ateliere
alimente cu prețuri mici. Aici am deschis o discuție care am putea să mai consider cât poate multe. Dar eu vă propun să concluzionăm noi aici. Spunând că în istorie nu există happy end 100%, dar din fericire nu există nici end. Și eventual să-i lăsăm pe cei prezenți în sală să-și adauge propriile mărturii sau să ne întrebe, dacă simt nevoia să ne întrebe. Da, eu am o întrebare. Dacă se poate. Se pare că nu există absolut niciun dubiu în autenticitatea și în adevărul care acest domn, pe care nimeni n-a auzit, scrie. Și eu, care am învățat tot în comunism o istorie care n-am înțeles-o și părinții mei le-a fost frică să mă spună, trebuie să, mai mult sau mai puțin să o accept. Să o accept pentru că este publicată de Humanitas, care e o editură superbă, că doamna preia aceasta și o reface, sunt 1400 de pagini. Poate să fie 2000 de pagini, poate să fie 10. În 21, cum a fost acest jurnal acceptat? Pe ce bază? Domnul acesta nu e nici Iorga, nu e nici Voiculescu. A libertății de publicare. Da, da. Pe de altă parte, înțeleg că nu era chiar atât de necunoscut în 1921. Ok, să zicem că a fost cunoscut, dar nu se pare că aveți niciun fel de dubiu. Dumneavoastră o să publicați acea memorie a ciobanului. Domnul meu, ciobanul ăla unde scria? La stână? Ai creion? Ai hârtie? Ai lumină? Există, adică în timpul ăsta, când noi întrebăm dacă Shakespeare ar fi sonetele, eu trebuie să accept acesta complet, mi se pare puțin extrem. Și mă iertați, un moment, și mă iertați, doamna Filori, cu tot respectul, acea idee ca să faci brânză din laptele mamei sună extraordinar de excentrică și foarte impresionantă. Dar este groaznică. E șocant. Să mă iertă Dumnezeu, dar cred că niciun bărbat n-ar putea să gândească așa. Păi este Alexandru Ciuc. Pot să vă spun că pot să încerc o schiță de răspuns la... Sigur că istoricii vă vor spune că notațiile celui care ține jurnal se coroborează unele sau altele cu unele sau altele dintre documentele pe care le avem la dispoziție. Dar eu o să vă spun acum o experiență de cititor. Răspunem și timp la un moment dat, domne, tot auzim, omul stă în parc și vorbește, e înfiorător. Tot auzim în jur zgomotul clopotelor care sunt date jos din biserici și sunt sparte. Eu ca cititor pot să zic, omul exagerează, adică era și bolnav, era chimic, la un moment dat ajuns la 46 de kilograme greutate, halucinează. Dar clopotele. Se strâng din toată țara, zice, ajung la noi zborul, se strâng din toată țara clopote, se dau jos din biserică, se spart ca să facă bine muniții. Și aveți aici o fotografie, despre care v-am și spus mai devreme, în care vedeți niște zeci de clopote pe o rampă încărcate de soldați austrieci și... Ăsta este un tip de confirmare a autenticității. Să mă iertă Dumnezeu, dar în istorie este foarte greu să ai o confirmare. Și cu asta, adică aș vrea măcar să am așa o umbră de întrebare, de dubii, dar se pare că totul e așa perfect și așa este și în istorie e foarte greu. Cu esența meserii de istoric, tocmai asta e, că rămâne întotdeauna o întrebare pe care poți să o pui și o umbră de dubiu. Asta e. Nu le poți îndoi pe timpul tău. Ăsta e documentul. Pentru că documentul. Rămâne să fie comentat și criticat. Eu sunt așa mai deosebită, probabil, că mă... Sceptică. Da, cum se spune la noi, ăsta necrezătorul? Soma necrezător. Da. Ele sunt autentice, doamna. Aici nu e niciun lucru și exact cum observa domnul Germacea, foarte, foarte multe elemente de coroborare. Nu e dubiu că ar fi o chestie de fantezie. Și vreau să știți, ar fi o fantezie tremendă ca timp de 2 ani de zile și ceva să inventeze. Dar spuneți ce ați tăiat în pentru că este și un răspuns pentru doamna.
De tăiat am tăiat în special trimiterile la operațiunile militare de pentru fondurile europene. Și de tăiat din trecuri. Sunt foarte împositoare pentru cineva care nu are... Nu spuneți mie că eu a trebuit să... Premisa de la care am plecat a fost de a ușura lectura acestui volum. Să fie... Iată un specialist în istorie bulgărească. Trebuie să nu mai spune. Hai, Julius! Și cea mai dată, domnul Tyson, tăieturi din ziare, cu care Panciconu își împănează jurnalul și pe care apoi le comentează. Deci sunt un alt tip de documente de confirmare. De confirmare. Da? Proclamații, documente oficiale pe care ele comentează sau ale căror consecințele suferă și le povestesc. Un alt tip de confirmare. Închidem. Da, vă mulțumim, mulțumim foarte mult pentru această stare și le mulțumim ales invitațiilor.